legat de eu când vreau să fluier, mărturisesc că aveam cunoștință despre scenariul respectiv, mai mult sau mai puțin în forma sa finală, încă de pe vremea când Cătălin Mitulescu, care a fost și producătorul filmului, și-ar fi dorit să fie filmul nostru de debut. În perioada aceea, imaginea mea despre cum va arăta filmul se înscria undeva în zona mai curând convențională de cinematograf estetic, cu o acțiune importantă, rezolvată într-o cheie de lumină cât mai interesantă. Pe măsură ce s-a modificat echipa de producție și Florin Șerban a apărut în proiectul Fluier, lucrurile s-au schimbat radical. Florin, căutând să lucreze în primul rând cu neprofesioniști, drept pentru care timp de un an a călătorit prin toate penitenciarele țării, găsind figuri interesante și adunând o echipă de pseudo-actori cu care urma să construim această poveste. Faptul că urma să lucrăm cu neprofesioniști, exceptând protagoniștii principali, să spun, cumva a dus o modificare radicală în modul de a vedea filmul. Era foarte clar că n-aveam cum să lucrăm în aceeași manieră, studiată, atentă, și nici nu cred că ar fi fost potrivit, să zic așa, temei și felului cum Florin vizualizase filmul. Ne-am apropiat așadar de varianta documentarului. Aspectul documentarist a venit odată dintr-un considerent estetic, pentru că ne-am fi dorit un film puternic, un film care să aibă aspectul rudimentar de naturalism, cu, ce să spun, un peisaj, un decor absolut incredibil undeva la Dunăre, cu contraste uriașe în care lumina joacă rolul dramaturgic profund, fără ajustarea pe care estetica cinematografului clasic o cere. Deci cumva zona documentarului a fost asumată odată estetic și în al doilea rând a fost un considerent practic, pentru că protagoniștii noștri, nefiind profesioniști, ar fi fost teribil de dificil să încercăm să-i punem în situații studiate. Drept pentru care discuțiile noastre s-au axat foarte mult în jurul a cum să recuperăm eventualele situații interesante pe care le-ar fi făcut în mod natural și cum să putem să le capturăm astfel încât să fie parte din film. Drept pentru care am avut o cameră liberă, tot timpul prezentă, tot timpul gata de pornire, și sunt multe situații în care noi am filmat practic scene apărute ad hoc, fie în pauza de lucru, fie chiar în timpul unor scene, dar figurația prezenta niște lucruri foarte interesante acolo. Deci cumva aspectul pe care ni l-am asumat de la început a fost cel de naturalism, de documentar aproape, de reportaj, dacă vreți. Aceeași atitudine am avut-o în concepția eclerajului, cum spuneam. Am speculat contrastul major din zona Dobrogei, cu soare foarte puternic, zone de lumină foarte prezente, cu umbră asumată, fără modelare, fără surse foarte multe. Era și, din nou, subliniez că era și un aspect practic. Timpul nu ne permitea să construim scene cu un eclerajul
complicat, cu intervenții tehnice complicate.